Parcul de obicei e un loc liniștit. Aici era un zgomot cumplit. Toți veniseră să facă ceva. Niciunul dintre ei nu se odihnea. Da, da, era multă lume care se agita. Da, da, era multă lume care se agita. Prietenii mei de pe scenă și întrucât se pare că Berti are un fan, o să încep cu el. Fan club. Berti Barbera, percuție, voce, muzicuță. Lângă mine Maria Ioana Muntulescu. Și puțin mai departe de noi, pentru că are o biografie specială, Sorin Românescu. După 3 decenii de la apariția primului său album, Alexandru Andrieș a plecat în turneu ca să ne aducă personal cel mai recent album al său, Interioare. De-a lungul carierei sale, cântărețul de folk, jazz și blues a adunat peste 3.000 de concerte și are o discografie bogată care cuprinde peste 45 de proiecte muzicale. Albumul Aniversar, Interioare, conține 9 cântece preluate de pe albumul de debut din 1984 și prezentate într-o variantă nouă, inedită. Fundația Eden, organizatorul spectacolului La Suceava, a venit cu încă o surpriză pentru public, dar și pentru artist. Graficiana Paula Șalar a pregătit o expoziție cu ilustrații la fiecare din compozițiile de pe albumul Interioare. Cele 16 lucrări de grafică alb-negru în tehnica la viu, peniță și tuș au recreat atmosfera compozițiilor lui Alexandru Andrieș. Lucrările de grafică au fost prezentate ca elemente prinse cu cârlige pe o sfoară de rufe, alături de câteva piese într-un decor alb-negru, în rezonanță cu cadrul în care muzica și arta grafică se întâlnesc. Interpretarea Paulei Șalar i-a plăcut mult și lui Alexandru Andrieș, care și-a dorit să păstreze una din lucrările sale.